În ultimii ani a fost încununat de aprecieri și diplome pentru ceea ce face. Miile de cheptare care au fost lucrate cu mâna lui sunt purtate astăzi cu mândrie de consăteni, dar și de oameni de seamă. Unul dintre ei este chiar marele scriitor Tudor Arghezi, care i-a trimis o scrisoare de mulțumire. Cine n-a auzit de cojocarul din Drăguș, renumit pentru chepterițele sale? Pentru dăruirea sa, Dumitru Sofonea a primit diploma Tezaur Uman Viu. O astfel de diplomă se acordă unui număr de 5 persoane din toată țara, iar Trășuc, cum îl strigă cunoscuții, este unul dintre ei. Dumitru Sofonea din comuna Drăguș a scris o filă de poveste cu fiecare cojoc care a ieșit din atelierul său. Priceperea și pasiunea pentru acest meșteșug l-a făcut renumit în întreaga țară. Tatăl său a fost cel care a insuflat meseria în urmă cu 60 de ani și, chiar dacă acum nea Trășuc are degetele bătătorite de la cusut, nu îi pare rău, ci se mândrește că lucrările lui, chepterițele, sunt purtate de mii de oameni, iar acum încearcă la rândul său să le învețe și pe nepoatele sale. Eu m-am născut în Pietece. De când am putut să-ți ia cu mână, tata zice, nu cu sania, că de aici iese banii și ne da norma. Faci atâta, ești liber. Întâi îți înveți, coși atâta, ești liber după. Dacă mai e timp, dacă nu, nu. Poți să stai într-o zi și 20 de ui și să le sar cheile și să le... lucru până când îl pui în spate la respectivul. Când m-am măritat, socrul meu, trăia Dumnezeu să-l ierte, că a fost un om deosebit, mi-a pus-o cu mână și a zis să te înveți, că de aici iese bani. Și m-am învățat și acum mă pune la prea multe. Este un hobby mai mult decât un hobby, deci între artă și un hobby pentru tata, deci meșteșugul acesta cojocărtul este o filozofie de viață. Ai preluat, să zic așa, acest meșteșug al bunicului tău? Așa, cât de cât, puțin cât de puțin, că nu, cum avem și școală și mai trebuie făcute și alte lucruri, dar de ce nu, în timpul liber, puțin cât de puțin și îl ajutăm cât putem. Munca și dedicația lui nea Trășuc nu puteau trece neobservate. De aceea, duminică, în incinta Cămânului Cultural din Drăguș, s-a organizat un eveniment dedicat cojocarului satului, eveniment ce a culminat cu aprecierile Ministerului Culturii. Pentru că a rămas un păstrător al vechilor meșteșuguri, reprezentanții Ministerului Culturii au înmânat lui Dumitru Sofonea diploma Tezaur Uman Viu. Meseria, cine să ține de ea, să ține și ea de el, ca nu să ține, nu face nimic. E un program important pentru toată țara. E un program național lansat de Ministerul Culturii la sfârșitul anului 2009. Prima sesiune a avut loc în anul 2010 și au fost selectați doar 5 oameni în toată țara, printre care și domnul Sofonea, nea Trașu, și m-am bucurat tare mult. Ne-a primit extraordinar de bine. E un program în care sunt selectați de către o comisie națională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial cei mai reprezentativi meșteri, cei mai reprezentativi oameni pentru patrimoniul nostru românesc. Mi-am dorit și am vrut ca Trașu, Dumitru Sofonea pe numele lui, cel mai bun meșter cojocar, nu numai din Drăguș, nu numai din județul din Brașov, din România și poate dintr-un areal mult mai mare, să poată să fie înscris în acest grup. Că s-a întâmplat, iată că astăzi avem bucurie puțin spus pentru ceea ce simt acum, faptul că Dumitru Sofonea este primul meșter brașovan care intră în galeria Tezaurelor Umane Vii. Dumitru Sofonea a mai avut parte de o surpriză. Reprezentanții primăriei Drăguș l-au numit cetățean de onoare al comunei. Consiliul Local, Primăria Drăguș și cu acordul noastră cetățenii din localitatea Drăguș am vrea și l-am făcut cetățean de onoare pe nenea Trașu Dumitru Sofonea pentru meritele aduse comunei Drăguș prin păstrarea tradițiilor, costumului popular, meșteșugului din Drăguș. Cred și sunt sigur că și noastră sunteți în sentimentul nostru că merită acest titlu. Un eveniment important pentru comună a venit așa foarte, foarte bine
bine intenționat de la Centrul Cultural de Promovare al Tradițiilor Brașov, împreună cu Ministerul Culturii. După câte știu, după câte am înțeles, este singurul premiu acordat cuiva în județul Brașov, tezaur uman viu, domnului Dumitru, Dumitru Sofonea. Toți sătenii s-au bucurat de realizarea lui Neatrășuc și ca dovadă i-au pregătit mai multe momente speciale din viața satului.